Vă prezentăm sonarul Energotim Outdoor Wireless, fără fir. Este un dispozitiv simplu pentru determinarea adâncimii apei, localizarea peștilor și în același timp pentru citirea configurației substratului, atât în ceea ce privește structurile submerse, cât și prezența vegetației acvatice. Sonarul poate fi folosit atât în ape dulci, bălți, lacuri, cât și în apă sărată, deci poate fi folosit și în pescuitul la mare. Sonarul poate citi adâncimea apei între 0,7 și 40 de metri. Funcționează simplu cu ajutorul unei antene care se înșurubează după cum vedem. Și cu ajutorul unei sonde care poate fi lansată până la distanța de 70 de metri, ceea ce conferă un grad foarte ridicat de flexibilitate al folosirii sonarului. Să vedem ce ne prezintă ecranul sonarului. Este un indicator al sensibilității, de asemenea un indicator al semnalului provenit de la sonda lansată pe apă, apoi un indicator al bateriilor, un indicator pentru semnalul sonor care poate fi închis sau deschis pentru a salva și economisi bateriile, de asemenea lumina de fundal care la fel poate fi închisă sau pornită pentru economisirea bateriilor, indicatorul pentru puterea bateriilor și bineînțeles indicatorul pentru adâncimea apei. Pe coloana din partea dreaptă putem citi adâncimea la care se află peștii, iar în cuprinsul ecranului poziția acestora. În partea de jos a ecranului sunt indicatorii pentru structurile submerse și prezența vegetației acvatice. Așa cum spuneam, sonda poate fi lansată la o distanță de până la 70 de metri, ea poate fi atașată cu ajutorul unor fire separate de firul principal al lansetei sau putem lansa în paralel chiar în momentul în care pescuim. Sonda este echipată cu o baterie specială model CR2032 care se montează în interior. De asemenea, trebuie să menționăm că sonarul vine prevăzut cu o garnitură de rezervă ce poate fi înlocuită. Sonda conferă libertate de utilizare a sonarului, așa cum am spus, până la 70 de metri distanță. Sonarul funcționează cu ajutorul a 4 baterii tip AAA, care se montează în suportul din spate. Aveți grijă să poziționați corect bateriile în interior, respectând instrucțiunile desenate în interiorul suportului. Punem capacul la loc și pornim sonarul din butonul de pornire. Să menționăm de asemenea că sonarul este prevăzut cu un manual cu instrucțiuni pentru instalare și funcționare, manual în care veți găsi toate informațiile necesare pentru a utiliza corect și a beneficia la maximum de capacitățile produsului. Corpul sonarului este construit dintr-un material plastic rezistent de culoare galben, portocaliu, foarte bine vizibilă și este prevăzut pe laterale cu două aplicații din cauciuc striat care conferă o aderență foarte bună chiar și atunci când este ud. Recapitulând,
Sonarul EnergoTeam Outdoor Wireless de la EnergoFish este un dispozitiv simplu, foarte ușor de manevrat pentru detectarea peștilor, adâncimea apei și a structurilor submerse precum și a vegetației acvatice. Funcționează cu ajutorul sondei independente până la o distanță de 70 de metri pe o adâncime a apei cuprinsă între 0,7 și 40 de metri. Unghiul de scanare este de 90 de grade. De asemenea, sonarul vine echipat cu un cordon care poate fi fie pus în jurul încheieturii sau poate fi agățat după gât. Este un cordon detașabil care se atașează sonarului și cu ajutorul căruia îl putem purta fără a fi incomodați de acesta. Un dispozitiv simplu și eficient pentru detectarea peștilor, adâncimea apei, a structurilor submerse, inclusiv a vegetației acvatice, sonarul EnergoTeam Outdoor Wireless de la EnergoFish nu trebuie să lipsească din dotarea oricărui pescar, la staționar sau la răpitor, începător sau profesionist.